Vă reamintesc că am început un studiu biblic aseară despre darurile spirituale. De ce acest studiu? Pentru că se caută și astăzi succes în activitatea, în lucrarea misionară. Prima dată când am ținut aici acasă, în județul nostru, când am ținut seminarul acesta, a fost la școala misionară. Și de acolo au venit invitații către diverse locații. O invitație mi s-a adresat să particip împreună cu dumneavoastră la acest program. Deci nu este predică. Ca să nu o mai lungim, că nu avem timp. Nu este de data aceasta nici dezbatere publică. Putem avea întrebări, dacă veniți după amiază de la ora 6, putem continua cu o parte dintre întrebările dumneavoastră, întrebări care apar în legătură cu tema noastră, în căutarea succesului misionar, în misiune. Întrebări vor fi, dar vor fi mai multe răspunsuri. Răspunsurile nu vor veni din față, vor fi spre mine către dumneavoastră. Căutați răspunsurile la frământările dumneavoastră cu privire la lucrarea pe care vreți să o faceți, căutați răspunsurile la Mântuitorul Hristos. Pentru că El v-a încredințat această lucrare. Haideți să facem o recapitulare. Cei care ați fost aseară, vă aduceți aminte la concluzii care au fost cele două idei. În căutarea succesului în misiune. Succesul în misiune ce este? De ce este definit? Transformarea talentelor în ce? În daruri spirituale. Și cum este posibil să convertim talentele noastre cu daruri, în daruri? Nașterea din nou, prin consacrare zilnică. Și această, punctul 2, această lucrare, această convertire, când va avea loc? Atunci când te vei decide să întorci spatele către păcat și să fii cu fața către Dumnezeu. Este experiența pocăinței, experiența întoarcerii noastre la Dumnezeu. Am continuat cu o parte din tema noastră dimineață la momentele de rugăciune. Câți ați fost la rugăciune? Ridicați mâna. Ia. Nu văd mâna mamei mele. Ai ridicat, mamă? Ai ridicat și tu. Așa. Mă bucur foarte mult. Pentru că dimineață am spus că cea mai strălucită idee pe care o are Dumnezeu cu privire la succesul în lucrarea misionară este cine? Omul. Omul este ideea lui Dumnezeu pentru misiune. Și omul acesta, ce fel de făptură este? Omul căzut din cer? Nu, omul căzut în păcat, ridicat din păcat. Și este trecut prin procesul sfințirii. Când voi fi sfințit, ce ne spunea Ezechiel? Când voi fi sfințit în voi, ce vor face păgânii? Îl vor cunoaște pe Dumnezeu. E adevărat că omul creează proiecte misionare, activități misionare, sponsorizează astăzi serviciul la ADRA, mâine un alt proiect misionar. Este așa. Dar cea mai strălucită idee, cea mai bună idee a lui Dumnezeu pentru misiune ești tu. Este omul. Uitați-vă la textul nostru. Domnul Hristos s-a înălțat și de acolo a oferit daruri oamenilor. Și iată ce daruri a dat El, versetul 11. Ce a dat? Darul apostoliei, darul... Ce a dat? Oameni care au acceptat în viața lor darurile pe care Dumnezeu le-a pregătit. Le-a pregătit pentru ei ca ei să aibă succes spre slava lui Dumnezeu. Sunteți sceptici.
Nu? Nu sunteți șertici. Uite, am să vă relatez o experiență. Sunt de 29 de ani, aproape 29 de ani pastor. Am văzut, au văzut ochii mei și a realizat mintea mea. Am acceptat acest fapt că acolo unde se lucrează potrivit darurilor Duhului Sfânt, biserica crește. 100%. Am lucrat într-o zonă, în perioada când am lucrat acolo, au fost 65 de botezuri. Biserica aceea a lucrat potrivit darurilor oferite ei, bisericii, de către Dumnezeu. Și s-au ridicat oameni care au ridicat și-au dat votul, au ridicat mâna, vrem să lucrăm. Veți vedea că astăzi veți avea și noi o activitate de făcut. Eu voi pune întrebări, dumneavoastră veți răspunde. Veți avea posibilitatea să optați pentru activități misionare. Este alegerea dumneavoastră. Vom face ceea ce se numește testul pentru dară spiritual. Dar 65 de botezuri s-au bucurat foarte mult. Ulterior am fost în altă zonă. La 3 luni, de câte ori avem Sfânta Cină pe an? De fiecare dată, cât timp am fost acolo? Vineri seara, înainte de Sfânta Cină, vineri seara, întotdeauna a fost botez. Și nu mi-amintesc sincer să fi botezat doar o persoană. Aș fi făcut-o cu plăcere. Am făcut lucrul acesta în altă parte. Dar acolo, mi-aduc aminte, s-au botezat 17 tineri. Pentru că în biserica aceea, oamenii au decis să lucreze potrivit darurilor spirituale. Au făcut, s-au implicat pentru că au dorit lucrul acesta. Pentru că au fost capacitați de Dumnezeu să facă ceea ce au făcut. Și la fiecare 3 luni au fost botezuri. La cei 17 tineri a fost o experiență specială. Eram în camera unde mă pregăteam pentru botez și îl aud pe fratele prim-diacon. S-a scurs apa din bazin. Am scos repede camera. Să văd că de auzit am auzit că suntem într-o situație complicată. Stați liniștit, frate, că a mai rămas ceva. Și unul dintre cei 17 tineri avea peste 1,90 m. Oh, așa este. Și a fost botezat. A fost ceva special. O bucurie să trăiești lucrul acesta de 4 ori pe an, botezuri, pentru că biserica aceea lucra datorită puterii pe care Dumnezeu o manifesta prin ei, prin darurile spirituale, prin lucrarea Duhului Sfânt. Am fost în altă parte. Acolo, în fiecare an, a fost perioada când am fost capelan la școala post-liceală de la Brăila, este singurul loc pe care îl menționez. Acolo, în fiecare an, făceam testul pentru darul spiritual. De ce? Veneau generații, veneau, plecau. Veneau generații, plecau. Dragii mei, în fiecare an, făceau și misiune, au fost și botezuri, dar le-am spus, dacă vă veți duce în bisericile voastre și veți lucra potrivit darurilor spirituale, veți fi binecuvântați de Dumnezeu. Și mă bucur că am auzit despre ei, că lucrează. Unii dintre ei au succes misionar în centre de sănătate. Mi s-a și spus, noi nu vrem să completăm acest test. Nu vrem să completăm fișa cu opțiuni misionare. Dacă ar fi să facem noi tot ce este acolo, dumneavoastră, ce ați mai face? E regulă, m-am oprit,
Deci au fost și sunt și refuzuri. Dar am o experiență proaspătă din districtul acesta. M-am dus de la început, am spus cel puțin să știți care este viziunea mea cu privire la lucrarea misionară a bisericii. Sunteți de acord? Da, suntem de acord. De acord să participe la studiul acesta și să completeze chestionarul. S-a întors către mine doar o foaie. Aceasta este foaia. Completată, este acolo și numele, doar o foaie. 25 de persoane și s-a întors doar o fișă. Și am continuat în lunile următoare. Vă rog, gândiți-vă, cei care v-ați pierdut pe undeva, vă pot da din nou fișa cu opțiuni misionare, vă rog, gândiți-vă la lucrul acesta. Nu s-a întors nimic în perioada următoare, dar după un an de zile vine conducătorul bisericii și spune, frate, discutăm de mult timp în comitet, ce să facem pentru lucrare? Ce să facem? Voi știți care este viziunea Bibliei, pe care și eu o accept, cu privire la misiune. Și-au adus aminte de darurile spirituale. Și-a spus, frate, mai dați-ne o dată. Și-a spus, de data asta n-am să fac eu. Vei face tu, frate, conducător. Și din 25 de participanți din biserica aceea, s-au întors 17 fișe. Este ceva. Este extraordinar. De ce? Pentru că ei au acceptat că lucrarea nu poate fi făcută decât prin puterea pe care Dumnezeu ne o pune la dispoziție. Mergem mai departe? Haideți, că trebuie să facem și testul. Urmăriți, vă rog, și pe ecran. Cine este interesat de subiectul mântuirea personală? Cine vrea să fie salvat? Toți. Deja n-am observat că v-ați uitat și pe ceilalți. Da? Dar presupunem că toți vrem să fim mântuiți. Poate să fie cineva salvat dacă nu are în viața sa roada Duhului Sfânt? Deja intrăm în teologia darurilor spirituale. Trebuie să avem toate roadele Duhului Sfânt sau doar să stăm bine la capitolul binefacere? E suficient? Trebuie să avem roada Duhului Sfânt. Iar pentru salvarea altora, Dumnezeu ce ne oferă? Dumnezeu va da fiecăruia dintre noi toate darurile spirituale? Darurile spirituale. Nu! Pentru că nu suntem mici papi. Dar vor fi toate darurile spirituale în biserică? Da. Răspunsul este corect. Da. Biserica va primi toate darurile spirituale. Pentru mântuirea ta este nevoie să ai toată roada Duhului Sfânt. Pentru salvarea altora, biserica are toate darurile spirituale. Diferența dintre roadă și dar. Haideți să vedem pendelete. Observați? Cred că rămânem la imaginea aceasta. Roada Duhului privește caracterul nostru, darul Duhului privește slujirea noastră pentru alții. Roada Duhului este scopul lucrării Harului în om, darul Duhului este scopul lucrării Harului prin om. Roada Duhului se referă la natura lui Hristos în noi, cum este El și implicit cum suntem noi, caracterul. Darul Duhului se referă la capacitățile lui Hristos, Domnului Hristos în noi, ce face El și implicit ce avem noi de făcut. Roada Duhului fiecare trebuie să o aibă.
toată roada Duhului Sfânt. Unde avem noi textul cunoscut? Acolo unde este lista cu roadele Duhului Sfânt. Uitați acolo, Galateni 5, versetele 22 și 23. Mulțumesc! Roada Duhului va dăinui veșnic. 1 Corinteni 13, versetul 8. Dincoace, fiecare posedă, are, primește darul Duhului. Unul primește un dar. Două, trei sau cinci sau mai multe. V-am spus de aseară, veți fi preocupați astăzi, vă recomand lucrul acesta, să vedeți care sunt darurile latente, ascunse. Frățiorul mi-a spus experiența aseară. Când era preocupat de matematică și de științele logicii, nu știu, fizică probabil a plăcut, sau științe exacte, da? Da, pianiștii știu mai bine cum stau lucrurile. Ulterior a descoperit un dar latent. A citit cartea scrisă de dânsul? Unii dintre noi s-a citit-o. A descoperit ulterior că are acest dar. Pentru că prin mesajul acela poate fi o binecuvântare pentru alții. Darul Duhului Sfânt. În timp ce roada, caracterul va fi veșnic, în cer nu vei fi schimbat. În cer vei înțelege mai mult, dar caracterul tău nu va fi schimbat. Dacă mâine dimineață începe veșnicia, cu ce caracter vei începe veșnicia? Doar cu un caracter schimbat când? Astăzi, în ultima zi pe care o trăiesc în lumea aceasta. În veșnicie caracterul nu se va schimba. Dar darul Duhului Sfânt, ne spune Apostolul Pavel, tot în Corinteni 13, în continuare de la versetul 8 la 10, darul va înceta la încheierea planului de mântuire. Câteva cuvinte legate de imaginea aceasta, diferențele dintre faptele creștinismului practic și darurile spirituale. La darul Duhului, vedeți acolo nivelul maxim, în funcție de nevoi, ești preocupat când ai darul de la Dumnezeu de nevoile altora. Dar la faptele creștinismului practic, acolo unde este roada Duhului, este iubirea, la un nivel minimal ești preocupat de nevoile tale spirituale și pentru că ai darul vei lucra și pentru alții. Ai roada, Dumnezeu îți va da și darul. Haideți să explic altfel, pe imaginea aceasta. Dacă ești un creștin autentic, te rogi? Te rogi sau nu? Da sau nu? Da, așa. Să mă trezesc și eu. Da. Dar aceasta înseamnă că ai darul rugăciunii? Nu. Nu. Dacă ești un creștin autentic, tu te încrezi în Dumnezeu. Tu crezi în Dumnezeu. E adevărat? Sigur că da. Dar înseamnă lucrul acesta automat că tu ai darul credinței? Nu. Dacă tu studiezi, pentru că un creștin autentic studiază, nu citește doar, studiază. Pentru că tu studiezi, ai roada Duhului în tine. Caracterul tău este schimbat prin puterea acestui cuvânt. Vezi, cunoaște adevărul și adevărul pe care îl studiem, ce va face? Ne va schimba, ne va elibera, ne va sfinți, spune Domnul Iisus Hristos. Ioan capitolul 17. Dar lucrul acesta, a studia nu înseamnă că ai și darul învățării. Ce sunt darurile spirituale? Hai să încerc acum, dacă reușesc, un zoom. Se vede ceva acolo, mai bine? Primul paragraf. În marea zi a lui Dumnezeu, vei avea de dat o socoteală înfricoșătoare pentru talanții tăi sau talentele tale.
care, talanți care au rămas nefolosiți. Ai avut ce? Calități bune. Dumnezeu ți-a împrumutat talanții ca să-i folosești într-un scop bun. Dar tu ai abuzat de aceste talanții, cum se numim? Daruri. Suntem pe subiect. Suntem aici. Ai abuzat de aceste daruri. Dacă ți-ai fi folosit spre bine pregătirea, destoinicia, îndemânarea pe care ți-a încredințat-o Dumnezeu, ai fi făcut mult în direcția câștigării de suflete la Hristos și ai vedea în împărăția cerurilor suflete mântuite prin mijlocirea ta. Dar tu ai risipit în loc să adun cu... Cu cine? Cu Hristos. Mărturii, volumul 3. Fac apel la tinerii din Speranța Târgoviște. Să ridice mâna sus tinerii. Frate Vișan, aveți 83 de ani. Mâna dumneavoastră unde e ridicată? Da? Toți tinerii. 82? 82, nu 83. A, a spus că dorește să ajungă la 80. Dânsă o ia din an în an. Am înțeles. Am înțeles. Dragii mei, dar totuși, rămânem aici. Fac apel la tinerii din comunitate să ia seama la căile lor și să schimbe cursul acțiunilor lor înainte de a fi prea târziu. Unii dintre voi vă mândriți cu ce? Un alt sinonim pentru talente, pentru talanți, cuvântul luat din Sfânta Scriptură. Care este? Capacitățile voastre. Dar cu cât sunt mai de valoare talanții încredințați vouă spre păstrare, cu atât mai mare va fi condamnarea voastră dacă aceste, observați, capacități, talente și cum sunt numite din nou? Daruri ale cerului sunt folosite în slujba lui Satana. Dumnezeu poate lucra fără voi, dar voi nu puteți lucra fără Dumnezeu. Voi sunteți cei care veți suferi fără Iisus. Și-a dorit vreun tânăr să se împlinească ceea ce e scris aici? Nu. Trecem și peste paragraful acesta. Suntem în partea de jos. Însușirile naturale și cele dobândite sunt toate daruri de la Dumnezeu și trebuie să fie ținute mereu sub controlul cui? Duhului Său și al puterii sale divine și sfințitoare. Mărturii, volumul 7. Însușirile naturale și cele dobândite sunt toate ce? Daruri. Când devin daruri? Face recapitulare. La convertire. Atunci când îl acceptăm pe Mântuitorul în viața noastră, El este Salvatorul nostru și întoarcem spatele lumii acesteia, păcatului. Mergem mai departe. Câteva cuvinte legate de ce este acolo. Se vede, vedeți și dumneavoastră ce de sus. Sau dumneavoastră aveți și alt subiect acolo? Nu. Unii cred că darurile spirituale sunt exclusiv supranaturale. Vorbesc despre calea mistică, ar fi ceva inexplicabil, inefabil sau carismatic. Răspunsul acesta este fals. Nu merg mai departe cu explicații. Dar, la punctul 2, daruri naturale, talente, de la Dumnezeu prin părinți la naștere. Afirmația este corectă? Corectă. Corectă. Te-ai născut cu aceste daruri. Nu este meritul tău. Cei care aveți un dar spiritual, deja ați trecut prin procesul sfințirii, sunteți convertiți, sunteți ai Domnului Iisus Hristos. Părinții dumneavoastră sau în familia dumneavoastră
este, ați descoperit în familia restrânsă sau cea extinsă, ați descoperit pe cineva care are un dar asemănător? Da sau nu? Trebuie să fie niște conexiuni, trebuie să fie niște legături. Dacă nu ai descoperit, s-ar putea să nu ne cunoaștem foarte bine familia. Și în mod special cei care avem copii, copiii noștri să nu fie foarte bine cunoscuți de către noi. Noi le cunoaștem mai degrabă punctele slabe și pe acestea le accentuăm. În loc să vedem că au și niște talente. Dar trebuie să muncească pentru ele. Dar nu aceasta trebuie să fie preocuparea noastră finală. A reușit, uite, și-a pus talentul în evidență. Cântă pe nu știu ce scenă sau pictează, nu știu, face lucrul acesta extra. Este foarte, foarte bun în ceea ce face. Accentul trebuie să cadă pe convertire. Un părinte trebuie să fie preocupat mai degrabă de întoarcerea copilului său la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu va ști ce va face mai departe cu ceea ce are copilul nostru sau copilul dumneavoastră. Darurile spirituale sunt capacități naturale, talente, amplificate și transformate. La termenul transformat sau transformate apare sensul supranatural. Are sens supranaturalul. Să mă ajute repede cineva să citim pasajul din Matei 14. Biblia explică foarte, foarte ușor ceea ce am încercat eu să vă spun. Haideți să vedem ce spune Biblia aici. Matei 14, de la versetul 17 la 21. Să citim. 14, 17. Dar ei i-au zis, n-avem aici decât 5 pâini și 2 pești. Și el i-a zis, aduceți-i aici la mine. Apoi a poruncit nomadilor să șadă pe iarbă, a luat cele 5 pâini și cei 2 pești. Și a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărțit nouă. Așteptați puțin, mulțumesc. Dar stați, veți continua. Ce avem? Ce avem aici? Cu ce vine copilul? Ce îmi spunea mie aseară cineva? Că nu poți da oamenilor decât ceea ce ai. Ce avea acest copil de oferit? Ceea ce a primit de la mama de acasă, pachetelul cine l-a pregătit? Mama, Hristos Lumina Lumii, explică lucrul acesta. De acasă a venit cu așa ceva. Și el ce oferă acelei nevoi? Ceea ce are. Este suficient să hrănești 5.000? Au fost mai mulți. Dar poți cu atât? Nu. Apare elementul supranatural. Te rog să continui. Toți au mâncat și s-au săturat. Și s-au ridicat 12 coșuri pline cu rămășițele de firmituri. Cei ce mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați afară de femei și copii. Mulțumesc frumos, soră. Foarte vă mulțumesc. Când vine elementul supranatural, ați observat? Aici în text. Când s-a întâmplat ca puținul să devină mult? După ce Domnul Iisus Hristos, ce a făcut? A binecuvântat. Dacă ai talente, lasă-L pe Dumnezeu să ți le binecuvânteze. Vor deveni daruri spirituale. Și alții vor privi la Hristos, se vor converti. Apropo de subiectul de aseară, știți foarte bine cei care ați fost. Imaginea tabloului Van Gogh, autoportret, cel care în nebunie a vrut să-și taie o ureche. Câți oameni s-au întors la Hristos privind autoportretul lui Van Gogh, oricât de valoroși, prețul lor cât de mare ar fi astăzi. Nu contează. Dar dacă privești la tabloul lui Harry Anderson, Prințul Păcii, te gândești la Dumnezeu. Pentru că acolo este Domnul Iisus Hristos bătând la sediul ONU, acolo unde se discută pentru și se dezbate, se dorește să iau decizii, nu se mai iau decizii pentru pacea în lume. Vă dau pacea mea. Primiți-mă ca prinț al păcii.
unul dintre numele Domnului Iisus Hristos, da? Isaia capitolul 9. Darurile spirituale sunt capacități naturale, talente amplificate și transformate. Aici apar elementele supranaturale. Când, din nou, același gând, când la convertire. Subiectul este despre nașterea din nou. Cum spune frate, te întreabă pastorul despre manualul pastorului. Care era gândul? Te rog să-l spui tare. Ceea ce e strigat de tare când o să aud ceea ce spui. Ceea ce ești strigă atât de tare încât nu mai aud ceea ce spui tare. Trecem prin lista cu daruri spirituale. Acestea sunt cele patru pasaje din Noul Testament. Aici avem o listare a darurilor spirituale. Roman 12. Mergem la Efeseni, acolo. Și avem 21 de daruri. Observați? Unde apare X4, de 4 ori în Roman 12, este menționat darul prorociei. Darul slujirii de 2 ori. Și așa mai departe. Ne oprim la 21 și mergem mai departe. 21, pentru că listă, vorbim despre lista darurilor spirituale. Continuăm. 22. Darul rugăciunii. Ana, din Vechiul Testament, mama lui Samuel, a avut darul rugăciunii? Da sau nu? Și conducătorul bisericii, conducătorul templului, a recunoscut acest dar? Nu. Da, nu. Nu. A interpretat greșit ceea ce a văzut. Dialogul este soluția. După ce Ana și-a deschis inima și față de el, atunci Eli a putut și el să-și dea binecuvântarea și a acceptat voia lui Dumnezeu. Darul meșteșugurilor, ați auzit de Bezaleel, de Oholiab? Da. Când a fost ridicat sanctuarul pământesc, a lucrat doar Moise? Erau în el toate darurile. A revărsat Duhul Sfânt toate darurile în Moise și Moise a făcut fiecare piesă a templului? Nu. Dumnezeu îi spune, stai liniștit, Moise, știu că tu nu de mult ai văitat că ai uitat limba egipteană, nu mai ești în stare să vorbești, să transmiți mesajul din partea mea. O să-ți dau pe cineva în rol de profet, pe fratele tău. Dar cu privire la a face ceea ce trebuie pentru sanctuar, stai liniștit, îți trimit oameni care au darul spiritual, darurile eu le împărtășesc acestor oameni. Iată numele. Și mergem așa la 30, darul martiriului. Toți apostolii au avut darul acesta, inclusiv Ioan. Ioan probabil că a decedat în închisoarea deschisă, Patmos. Dar a avut darul martiriului, pentru că a fi martir nu înseamnă doar a muri pentru, ci a suferi pentru Hristos. Însă serva Domnului ne spune prin citatul de aici că pot apărea și alte daruri în funcție de nevoile bisericii. Este pasajul de jos. Așa apare darul pedagogiei. Poți să trimiți în fața copiilor, în sala de clasă, în calitate de profesor sau educator, pe cineva care nu are darul de a se apropia de copii? E complicat. Darul operatorului electronic sau, uite aici, video. Darul comercial al colportorului. Colportorul este doar un vânzător de cărți? Nu. Dacă frații s-au urcat, îmi spune, frate, în 5 minute încheie treaba că nu se mai... Da. Încereți imposibilul. Dumneavoastră imposibilul meu îl veți face posibil. Dar mă simt mai bine acum cu dânsii aici. Caracteristicile biblice ale darurilor spirituale.
totul depinde de Dumnezeu. Doamne, nu pot să accept decât dacă îmi dai darul acesta. Darul de conducător. Pune în mine darul organizării. Dacă nu-mi dai darul acesta, eu mă retrag. Știu că discuția nu se pune în felul următor. Dar îi poți porunci lui Dumnezeu ce să-ți dea ca să-i slujești mai bine și să-i zidești biserica? Sau ești dispus cu în umilință, cu smerenie să accepți ceea ce a pregătit pentru tine? Ce este mai bun? Ce vrei tu sau ce dorește El pentru tine? El știe mai bine ce poți face tu pentru biserica Lui și pentru salvarea altora. Pot să mă opresc la prima parte aici, pentru că, repet, fratele pastor are și prezentările, are tot materialul, cine este interesat poate să-l ceară. Cum pot recunoaște darurile mele? Avem două confirmări subiective, faci ceea ce faci cu pasiune, dar și competent, ai îndemânarea. Faci pentru că îți place. Frate, a hotărât comitetul, de astăzi ești colportorul bisericii. Vei merge pe strada Mihai Bravu, sau cum se numește strada? Mihai Bravu. Vei merge din casă în casă. Aceasta a decis comitetul. Și când aude persoana, fratele, ce se întâmplă? Cine trebuie să meargă din casă în casă? Și cine o va face? Cel care are darul și cum va face lucrarea aceasta? Cu plăcere. Competență. Dar trebuie să vină și confirmarea bisericii. Nu este doar o confirmare subiectivă. Trebuie să fie și una obiectivă. De unde știm că fratele sau sora pot merge în colportaj? De unde știm noi ca biserică și le dăm acreditarea? De unde știm? Pentru că am văzut că în lucrarea lor merg cu pasiune și au succes.